Bună ziua, dragii mei! Astăzi vorbesc despre axa nodurilor lunare, nodul nord în Săgetător și nodul sud în Gemeni. Sau nodul nord în casa a noua și nodul sud în casa a treia. Încep cu nodul sud ca să pot să termin cu nodul nord pe care o să pun accentul. Nodul sud în Gemeni vă face să vă simțiți într-o zonă de confort prin activități de tot felul, bârfe, șușanele, fixându-vă pe detalii, distorsionând adevărul, vorbind cu dublu sens, bazându-vă pe alții să inițieze și mergând pe prea multe direcții în același timp, fără să finalizați într-un rezultat concret. Vă plictisiți repede și de oameni, mai ales dacă nu dețin un mental peste medie, vă plictisiți și de activități, pentru că pe voi vă entuziasmează mai mult să fie interesantă activitatea. Și știți și voi că o activitate pe termen mediu sau lung are și momente care nu sunt tocmai entuziasmante. Trebuie doar să ai perseverență să faci treaba, ceea ce nu prea este caracterizat prin nodul sud în Gemeni. Apoi vă uitați la stăpânul tradițional al gemenilor, și în acest caz este Mercur. Plasarea acestei planete în harta natală vă arată cum aveți tendința să reacționați pentru a vă menține în zona de confort a nodului sud. Deci, cu alte cuvinte, nodul sud în Gemeni este pe comunicare, pe acumulare de informații, schimb de informații, vorbă multă, sărăcia omului. Eu nu zic că această comunicare nu e importantă. Dar e important să nu vă pierdeți vremea cu nimicuri. Iar nodul sud în Gemeni nu întotdeauna pune accentul pe ceea ce e important în comunicare. Nodul nord în Săgetător vă amplifică calitățile acestui semn și mai ales a planetei care stăpânește această zodie, Jupiter, Marele Benefic. Astfel sunteți preocupați să vă concentrați pe imaginea de ansamblu, învățarea profundă a unor domenii de interes. Vă place să călătoriți cât mai departe posibil, sunteți curajoși și spuneți ceea ce gândiți, aventuroși din toate punctele de vedere, dornici de libertate fără limite, iubitori de viață, vă bucurați, lăsând departe zona de confort, prin prea multă autonomie, asumare de riscuri, prietenii multiculturale, curiozitate cât cuprinde și dorință foarte mare de cunoaștere. Vă uitați unde este plasat acest stăpân al Săgetătorului Jupiter în harta natală. Și acolo, în semnul și în casa unde se află, vi se arată cum aveți tendința să acționați pentru a ieși din zona de confort, prin învățarea unor lecții și modul cum puteți să vă îndepliniți misiunea. Iar ca să completați această analiză, puteți să vedeți și cum se conectează, ce aspecte au cei doi stăpâni ai nodului sud și ai nodului nord, respectiv Mercur și Jupiter. Similar, se analizează și se procedează și când e vorba de nodurile lunare în case. Vă uitați la stăpânii caselor respective în care se află plasate nodurile și la aspectele formate de stăpânii acestora. Cel mai important este să vedeți aceste noduri ca un întreg, ele fiind echilibrate în manifestarea ideală. Această manifestare are legătură cu nivelul vostru de conștientizare a misiunii pentru care ați venit pe această planetă. Data viitoare, într-un vlog viitor, vă voi prezenta axa nodului lunare, nodul nord în Capricorn, nodul sud în Rac.
sau nodul nord în casa 10-a și nodul sud în casa 4-a. M-ați întrebat unii dintre voi de ce fac vlogurile așa de scurte, pentru că această descriere este minimală. Așa este, este minimală, pentru că dacă aș face o maximală, ar ajunge la peste o oră de discutat numai pe nodul nord, nu mai discut de nodul sud. Și ce am observat? Că puterea sau răbdarea de a fi atenți și a asculta un vlog de o oră tinde către zero. Oamenii nu au răbdare, nu au timp. Nu trebuie acuzați de chestia asta. E adevărat că unii au și răbdare și timp, dar majoritatea nu. Și atunci eu trebuie să țin cont de majoritatea, pentru că așa e în democrație. Nu? Dacă vă uitați pe vlogurile mele, am și vloguri care țin o jumătate de oră, aproape o oră, peste o oră, când vorbesc de tranzite importante și așa mai departe. Adică eu experimentez aceste durate ale vlogurilor ca să-mi dau seama și să încet, încet, să tind către vloguri care țin mai mult. Eu vă doresc zile senine și multe bucurii. Pa, pa!